Un articol de presă și autorul lui s-au pomenit în mijlocul unei întregi teorii a conspirației. Teoria a fost lansată de niște anonimi, deținători ai câtorva canale de Telegram moldovenești, supărați că jurnaliștii i-au criticat. Anonimii au răspuns cu principalele instrumente ale unui conspiraționist. Au scris despre înțelegeri secrete, presiuni externe, servicii secrete implicate și, cel mai important, atac asupra libertății de exprimare. Toate instrumentele au fost puse la bătaie pentru a discredita un jurnalist și articolul lui. Astăzi vă povestim în baza unei situații în care am fost parțial implicat și noi, comunitatea watchdog.md, cum unele canale de Telegram anonime și nu doar manipulează și creează conspirații întregi pe loc gol. La sfârșit de decembrie 2020, TV8.md a publicat articolul lui Sergei Bondarev despre unele canale de Telegram anonime și pericolul informațiilor pe surse distribuite prin intermediul lor. Сам формат Telegram-канал, он как формат SMS от друга. Это интересно читать. То есть такой формат, он не занимает много времени, он написан простым языком, максимально понятным зачастую. И в то же время создаются иллюзии некого всезнающего человека, который погружен там в какие-то сферы, он тебе просто по-дружески, там какой-то человек из министерства, я не знаю, откуда, там из каких-то верхов, из кулуаров парламента. Deși nu toate informațiile publicate de anonim sunt minciuni, deseori autorii nu prezintă nicio dovadă ale așa ziselor informații pe surse. În același timp, sursa canalelor anonime poate fi oricine sau pur și simplu rodul imaginației cuiva. Informație просто колоссальное количество манипулятивных инструментов используется. Это огромное количество там анонимные авторитеты и нарушение причинно-следственных связей, то есть упущение каких-то и откровенная дезинформация. Все, чтобы спроецировать, тебе не просто дают новость какую-то или просто информацию, а тебе дают сразу отношение к ней. A doua zi, după publicarea articolului lui Sergei pe TV8.md, persoanele din spatele canalelor de Telegram vizate și-au direcționat întreg arsenalul de manipulare împotriva autorului articolului, confirmând astfel concluziile la care a ajuns Sergei. Așadar, canalul Bazar Politic a făcut referință la surse anonime ca să afirme că la această investigație sunt implicate servicii secrete din state străine și tot aici se scrie că articolul e scris la comanda unor donatori externi. Despre ce țări e vorba? Zero mențiuni și nici pomină de dovezi. Despre care donatori se vorbește, la fel nu e clar. Și până la urmă e comanda donatorilor sau a serviciilor. Начали разносить не материал, начали разносить ТВ-8, какие-то начались послы, какие-то спецслужбы, а вот там им спустили сверху, значит, там начать медийную атаку, хотя материально ТВ-8 никто не знал, то есть знал один мой коллега, и не было никакого там согласования, никто не просил. De fapt, articolul a fost scris în urma unei serii de traininguri organizate pentru TV8 de comunitatea watchdog.md ca parte a unui mic proiect implementat de o companie de consultanță britanică. Comunitatea watchdog.md urma să ajute jurnaliștii de la TV8 să depisteze și să contracareze știrile false și propaganda. Rolul nostru ca think tank a fost să transmitem cunoștințele noastre și recomandările noastre jurnaliștilor, respectiv să le povestim și le explicăm tot ce știm noi despre cum se întâmplă dezinformarea în Republica Moldova, care sunt sursele, care sunt actorii, cine finanțează, ce scopuri urmăresc, ce metode folosesc, cum se răspândește. În cadrul instruirilor, experții au explicat inclusiv cum sunt folosite rețelele de socializare atât pentru propagandă, cât și pentru dezinformare. Eu nu cred că este atât de rău în informațional plan în Telegram-canalele anonime. Они создают впечатление действительно человека непосвященного, что они что-то знают, хотя ну, нет никаких фактических доказательств того, что у них есть какой-то доступ к эксклюзивной информации. Когда начали этот материал, мне было интересно разобраться в том, как это работает, почему такой высокий уровень доверия. Așa cum se întâmplă în ultimii vreun an, jumate, doi, în Republica Moldova, foarte multe știri false, conspirații sau pur și simplu manipulări, da, elemente de ceea ce numim noi propagandă, apar anume pe canale de Telegram anonime și nu numai anonime. Drept răspuns la analiza publicată de Sergei Bondarev, autorii înrăiți din spatele canalelor anonime de Telegram vizate au făcut uz de cea mai des folosită tactică în teoriile conspirației, necesitatea oamenilor de a crede că în spatele tuturor fenomenelor neapărat stă cineva care le dirigează în propriul interes. Iluzia de ordine e întotdeauna mult mai apetisantă decât ambivalența, decât posibilitatea hazardului. Mai târziu, Bazar Politic a venit cu încă o postare în care a încercat să-și facă acuzațiile puțin mai credibile.
Bazar Politic a precizat că prin statul străin care ar fi dat comandă de acest articol a avut în vedere un stat mai la asfințit de Moldova, dar tot nu a scris despre ce țară e vorba. Potrivit acestuia, serviciile secrete nu doar au comandat articolul, ci chiar l-au scris ele însele. В этом материале нет ничего, что не можно взять из скрытых источников. Этот телеграм-канал «Базар Политик», он, конечно, меня очень сильно удивил, потому что он там обещал предоставить какие-то данные о каких-то спецслужбах, Хогане. Очевидно, что у этих людей, которые это писали, у них не было абсолютно никакого представления о том, кто делал этот материал. И они выдумали все от начала и до конца. Будет интересно, если какие-то доказательства выкатить. Bazar Politic a mai sugerat că investigația vine să discrediteze canalul pentru a pregăti teren celor pro-Maia Sandu, bineînțeles la sugestia serviciilor secrete ale acestui stat secret de la sfințit. Autorul canalului mai consideră că Facebook ar fi promovat gratuit postările pro-Maia Sandu și ar restricționa automat critica la adresa președintei. Apropo, cu o declarație similară la adresa Facebook a venit recent președintele PSRM, Igor Dodon, supărat că Facebook i-ar fi șters like-urile. Așa, Bazar Politic a creat o conspirație pretinzând că de fapt a deconspirat conspirația serviciilor secrete de la sfințit. Eu când îmi pun în cap să deconspir pe cineva sau pe ceva, păi deconspir, nu las pe nimeni deconspirat. Tot în conspiraționism a picat și autorul anonim al canalului Păcală și Tândală, care l-a acuzat pe ambasadorul american că acesta ar fi ordonat scrierea articolului. Încă o minciună aruncată în spațiul public. Noi la Watchdog monitorizăm social media, noi monitorizăm mass media, canalele Telegram, ca să depistăm falsurile, manipularea, propaganda. Și atunci când Serghei s-a adresat cu un sfat în privința articolului, noi cu mare drag am împărtășit screenshot-urile pe care le aveam și experiența noastră. Și omul a spus, hai să fac un articol. El a făcut un articol care l-a documentat singur și noi după asta am văzut tot felul de conspirații, de fapt acolo, nu știu ce, ambasadori, servicii secrete, deci este absolut amuzant. Dar pentru noi este interesant că este un caz foarte vorbitor. Da? Din asta poți face o explicație la oameni cum apar aceste conspirații și să arăți foarte ușor că ele de obicei nu au nimic temei sub ele. Construirea diferitor conspirații în jurul SUA și UE, dar și pasarea responsabilității pe ele pentru o bună parte din problemele nerezolvate de guvernele precedente este una dintre ocupațiile preferate ale portavocilor PSRM, Bogdan Țârdea și Ernest Vardanean. Despre rolul ambasadorului american în publicarea acestui articol s-au dat cu părerea și ei. Aici însă postările nu s-au oprit. Analiza publicată pe site-ul teo.md a stârnit și critici la adresa Nataliei Morar, realizatoarea emisiunii Politica de la TV8. Autorul canalului Genii Carpat, care se ascunde în spatele anonimatului, substituie opinia Nataliei Morar cu cea a jurnalistului care a scris articolul, prezumând că Morar le dictează angajaților TV8 ce să scrie. Nu excludem că în anumite redacții așa și se întâmplă, însă acest principiu nu poate fi aplicat tuturor. Am întrebat de Natalia Morar dacă știa despre existența acestui articol și a întregii dezbateri conspirologice. La începutul lunii februarie, Valeriu Pașa mi-a trimis link și m-a întrebat, tu știi ceva despre acest articol? Eu nici nu știam despre materialul făcut de colegul meu, Sergiu Bondarev. Eu înțeleg că în capul unor oameni există o percepție că orice medie care se face în Republica Moldova, ea funcționează după regulile că există un stăpân, un centru și butoane. În cazul nostru, stăpânul sunt eu. Nu, noi suntem unicul post de televiziune care este cu adevărat o organizație non-profit. Da, eu sunt președintele acestei asociații, dar eu nu sunt centrul de cenzură, eu nu sunt cenzurul, eu nu sunt omul care citește fiecare articol. Canalul Smugleanca a ales să meargă pe o altă pistă. A acuzat autorii anonime ai canalului Mamălâga Itocană că, de fapt, ei sunt cei care stau în spatele articolului publicat de TVO.md, chiar dacă și acest canal a fost vizat în analiza lui Serghei Bondarev. Mai mult, articolul publicat de TVO.md ar fi menit să prevestească o luptă împotriva Telegram canalelor. Cel puțin, această idee a fost intens promovată pe canalul Păcală și Tândală. Ulterior, a fost preluată de canalul Smugleanca, dar și canalul socialistului Ernest Vardanean. Interesant însă este că, exact cum a descris Serghei Bondarev în analiza sa, tactica acestor canale anonime de a promova concomitent aceleași falsuri, de a distribui conținutul unul altuia, s-a păstrat și atunci când au atacat jurnalistul de la TV8.
Aceleași conspirații și acuzații au fost promovate de pe canale diferite, inclusiv ale fruntașilor PSRM, care ulterior s-au citat reciproc pentru a amplifica impactul mesajului. Nu toate canalele anonime de Telegram sunt făcute pentru a dezinforma. Nici de cum nu este așa. Multe dintre ele chiar aduc analiză valoroasă. Pur și simplu autorii nu vor să se identifice. Chiar informațiile pe surse care apar pe canale Telegram deseori se adeveresc. Numai că și mai des se întâmplă că tot felul de minciuni și dezinformări, conspirații sunt aruncate prin aceste canale. Eu себе не ставил такой задачи, чтобы, значит, люди, чтобы разнести там молдавский сегмент каналов или попытаться там как-то нанести какой-то ущерб. Это было в первую очередь для людей сказать им о том, что вы потребляете эту информацию, пожалуйста, если вам это удобно, если вам это нравится, просто дифференцируйте источник информации. Это очень удобно, это очень прекрасно, когда есть человек, какой-нибудь канал, ты листаешь, который можешь узнать обо всем за 2 минуты, и как-то пытайтесь свериться еще где-то с этим, чтобы не попасть в эхо-камеру, куда не попадают никакие сторонние мнения. Потому что там очень-очень много не информирования, а формирования мнения, формирования отношения.